Salut! Eu sunt Thunder, iar acesta este Q&A-ul meu. Primele întrebări sunt de la Iulia Zeha. Una din ele este: câți ani ai? Și eu am 14 ani. O altă întrebare este: ce planuri am la vară? Și în primul rând aș vrea să intru la un liceu bun, iar apoi o să mă distrez cel mai probabil. Ultima întrebare este dacă fac promovări. Asta presupun că este o glumă, având în vedere că cine mi-a pus această întrebare are de 100 de ori mai mulți abonați ca mine la propriu. Următoarea întrebare este de la Fastest Falcon, și anume dacă voi face o serie de tabs, adică Totally Accurate Battle Simulator. Iar răspunsul la această întrebare este nu. Am văzut jocul, mi-a plăcut, foarte interesant, dar nu consider că este un joc bun de o serie. Următoarea întrebare este de la Luca Spiridon, și anume: care este animeul tău preferat? Păi, animeul meu preferat este Twin Star Exorcists. Este vorba despre doi adolescenți, o fată și un băiat, care exorcizează Khegar, niște monștri răi care încearcă să intre în lumea reală. Are o tonă de părți amuzante și câteva părți ropoase la final. În orice caz, un anime pe care vi l-aș recomanda și vouă. Alexandra Stroie mă întreabă: care este cea mai penibilă întâmplare din viața ta? Păi, eram clasa 6-a, aveam emoții și pentru că urma să fiu ascultat la biologie, mi-am învățat lecția perfect. Deodată mă duc la tablă, intră inspector. Eu, nu, cum se putea așa ceva? Eram Alcavaro. Și ce face Tunderus? Mâin la burtă, mă opresc și mă uit așa ușor înspre doamna cu coada ochi. Da, mă rog frumos, pot să mă duc până la cabinet? A zis, bine, da, du-te. Eu evident că nu mă duc la cabinet pentru că n-am nimica. Și stau puțin afară, mă spăl pe față și când mă întorc, e alt copil ascultat. N-am nicio problemă, am scăpat basma curată, dar nu știu cum. Am primit o întrebare și de la un fellow YouTuber, AllZombie2032. El a făcut YouTube 2 luni și după aia s-a lăsat. M-a întrebat de când fac eu YouTube. Răspunsul este de aproape 2 ani. Ce părere ai despre moartea lui Stephen Hawking? Este întrebarea plântuței. Când am auzit de moartea lui Stephen Hawking, mi-a părut foarte rău. Pentru că a fost o minte briliantă în lumea fizicii. El a descoperit radiația Hawking și a avut teoria Big Bang-ului. La 21 de ani, doctorii i-au spus că suferă de ALS. ALS este o boală care afectează neuronii motorii, adică Stephen Hawking a stat mare parte din viața lui în scaun cu rotile. Iar după 40 de ani, din câte știu eu, el nu a mai putut să vorbească. A avut un roboțel care îl manevra cu degetul și mai întâi apăreau litere pe ecran și după aia cuvinte. Am mai fost întrebat dacă l-admiram pe Stephen Hawking, iar răspunsul este da. Toate că a suferit mult de-a lungul vieții lui, a reușit să treacă peste și a ajuns una din cele mai briliante minți ale fizicii. Eu am fost Thunder, sper că v-a plăcut Q&A-ul meu. Nu uitați să dați like, subscribe și un comentariu pozitiv. Salut! Este Twin Star Exorcists, care cred că animeul s-a terminat, dar știu că manga-ul încă se continuă. Este vorba despre doi adolescenți care destinul i-a făcut să fie aliați foarte buni. Nu știu, e greu de explicat cum funcționează, dar în orice caz este foarte amuzant. Întrebarea de la AllZombie2032. Stop! Nu era minunat!
Eu am fost Thunder, sper că v-a plăcut Q&A-ul meu. Nu uitați să dați like, subscribe și un comentariu pozitiv. Salut! Nu!